Există o diferență între tablete, capsule și pulbere. Și iau exemplu glicinatului de magneziu. Toate cele trei forme folosesc materia primă magneziu și aminoacidul glicină. Dar pentru a crea o tabletă dură, sunt necesari mai mulți aditivi, mai mulți excipienți, lianți, agenți antiaglomerare, agenți de colorare, ca dioxidul de titan. Capsulele au învelișul din celuloză, deci pe bază de plante. Au mai puține agenți și lianți ca la tablete. Iar pulberea nu are decât materia primă și acidul citric. Se absorbe bine, pot ajusta doza, dar are un gust neplăcut luat cu apă. Deci diferența este dată de excipienți. Citim eticheta. Pulberea stă cel mai bine, apoi capsulele și în final tableta cu cei mai mulți excipienți.